noi reale, acesta, cum știu să facă scrisori de la copii cu mine și toate curțele lor. Probă? 1, 2, bun. Aici. Să se facă liniște, încep. Vă rugăm frumos să faceți liniște, începe spectacolul. Venit în țara lui Moș Crăciun. Aici, zâmbetul este cea mai răspândită formă de comunicare. Moșul te așteaptă mereu cu brațele deschise. În fiecare an, în perioada sărbătorilor de iarnă, acesta primește nenumărate scrisori de la copiii cu minți din toate colțurile lumii. Moșul citește cu mare atenție fiecare scrisoare în parte, ajutat de veselii spiriduși, vrând să deplinească toate dorințele. Una dintre scrisorile citite este chiar din partea elevilor șaguniști, care roagă să fie prezent la sărbarea de Crăciun. Fără să stea pe gânduri, moșul, împreună cu spiridușii, s-au îndreptat către șaguna. Dar ce se aude? Sunteți gata?
Bună seara! Bine v-am găsit! Vă mulțumim pentru invitație! Am venit însoțit de spiriduși din clasa a 5-a și de consilierii mei. Ana și Raul sunt muzicologi, iar Horia și Tudor sunt teatrologi. Ei mă vor ajuta pe parcursul acestei sărbări. Prima este Ana, desigur. Mulțumesc pentru prezentare, moșule! Dar înainte să începem, aș vrea să-ți arăt ce fac spiridușii tăi în timpul liber. O să-i vedem imediat cum au participat și au câștigat la concursul de torturi organizat cu ocazia zilei liceului. Un moment de așteptare. Nu e niciun bai. Spiridușii tehnici sunt mai încerți. Haide, spiridușilor tehnici, rezolvați problema. Câteva minute vom porni în călătoria spre Crăciun. Dar nu avem timp. Spiridușii din clasa a 5-a au câștigat anul acesta concursul de torturi organizat cu ocazia zilei liceului. Pasiunea pentru dulciuri nu se termină odată cu absolvirea. În toamna aceasta, profesorii colegiului nostru au primit un tort foarte bun de la Octavian Mobileanu, student în anul 2 la Oxford. Octa, fără să știi, ai câștigat și tu un premiu la concursul de torturi. Ne bucurăm să-ți înmânăm diploma de excelență alături de... alături de primul număr color al revistei Mugur, pentru că știm că este un vis mai vechi de al tău. M-ați cam lăsat fără cuvinte, vă mulțumesc și e color. E color. Dar Ana, să revenim la sărbare. Desigur, moșule. După cum ați văzut, spiridușilor le place foarte mult să cânte. De când au aflat că sunt invitați aici, nu s-au mai oprit din repetat. Ana și Claudia au cântat la pian, iar Alex Despan nu se poate deslipi de chitară. Pentru el nu contează nimic altceva decât instrumentul. Sau în limba spiridușilor, nothing else matters. Să-l ascultăm. Thank you.
Moșule, și spiritușii mai mari sunt atrași de magie instrumentelor. Sunetul fanfarei se armonizează perfect cu ritmul colindelor. Am discutat pe această temă cu Andrei Gasparovici, membru al fanfarei. Ce colind s-ar potrivi cel mai bine fanfarei și de ce? Păi consider că Jingle Bells s-ar potrivi cel mai bine datorită sunetului făcut de trianglu care imită sunetul de clopoțel. Să ascultăm fanfara condusă de domnul profesor Constantin Banu.
Minunată fanfară! N-are pereche, dar comunicare muzicală înseamnă și voce. Cum stăm la capitolul comunicare corală, Ana? În această chestiune, moșule, avem de-a face cu profesioniști. 20 de fete și un băiat din gimnaziu vin să ne aducă bucuria colindelor. Am stat de vorbă în pregătirea mea pentru serbare cu Matei Munteanu din clasa 7A, care ne-a mărturisit că este un privilegiu să cânte alături de atâtea fete. Să le ascultăm. Matei, cum e să fii singurul băiat din corul concertino? Este bine și rău. De ce? Este bine deoarece sunt răsfățată la mine profesoare și este rău pentru că dacă greșesc, imediat ies în evidență. Mulțumesc! Concertino, scena va aparține! Thank you.
Bomboane din partea domnului director. Magia Crăciunului nu ar fi completă fără cor, nu-i așa, Ana? Așa e, moșule. Chiar voiam să-ți spun că am vorbit cu o fată din clasa a 12-a, membra a corului Șagunist, Andrada Țancu, care m-a impresionat foarte mult cu pasiunea ei pentru muzică. Să o ascultăm. Andrada, ce înseamnă Crăciunul pentru corul colegiului Andrei Șagunar? Înseamnă multe repetiții, multă agitație, dar știu că această muncă va fi răsplătită prin aplauze la sărbarea de Crăciun. Ești în clasa a 12-a. Ce te vezi făcând la anul pe vremea asta? Deși voi fi studentă, voi veni cu siguranță să-mi susțin colegele. Mulțumesc! Să ascultăm așadar corul cu vocile sale îngerești. Muzica asta noastră nu se poate asculta altfel. Mersi, îmi dă și microfon să nu fac efort vocal prea mare. Aș fi vrut să vă spun că probabil sunteți în fiecare an cam aceiași spectatori la sărbarea noastră de Crăciun și poate că o să auziți două colinde pe care le tot auziți de câțiva ani încoace. Nu pentru că nu am fi în stare să învățăm altceva, ci pentru simplul fapt că fetelor le plac foarte mult două colinde din repertoriul nostru. Și veți auzi din nou noi în seara de Crăciun și după dat încolindăm a lui Alexandru Pașcanu. Oricum colindele sunt aceleași, oricum nu se mai scriu, se compun doar cântece de Crăciun mai nou. Veți asculta un cântec de Crăciun din repertoriul domnului Criveanu și avem alături de noi pe prietenii noștri Emanuel Truscai la pian și pe Vlad Măzărel la vioară, care e acolo în spate, încă nu a sosit. Și un colind foarte vechi, se numește Rămâi om bun sănătos, aranjat pentru voce gale tot de regretatul nostru profesor Ion Criveanu. Vă mulțumim!
Felicitări! Felicitări! Thank you.
la 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 la. Următorul moment nu poate fi prezentat decât în grupe de 3. Și încă 3. Să vedem dacă vă mai aduceți aminte. De la mine aveți un da. Și răspunsul meu este da. Și răspunsul meu este evident da. Sunteți frumoși, talentați și generoși și vă iubim. Emoții. Cu 3 de da, mergeți direct în finală. Avem onoarea de a invita grupul Anatolii, finalist al concursului România au Talent și premiat cu locul 2 la cel mai important concurs de coruri organizat anul acesta în Spania. Oh!
Thank you.
cerul e albastru și curat în noaptea asta minunată. Vin colindătorii pe la porți să-i primim cu daruri pentru toți în noaptea asta minunată. Noapte de Crăciun, nimeni nu e singur, nu atun, în noaptea asta de Crăciun, doar una pentru lumea toată. Noapte de Crăciun, iar ne mai aproape te topești, visele haieve ale trăiești, în noaptea asta minunată. Iarna cu steluțe mii și mii, clopoței și glasuri de copii ne aduce la Crăciunul. Da, 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 nimeni nu e singur, nu acum, nu noaptea asta de Crăciun. Mai aproape te povești, visele haieve ale trăiești în noaptea asta minunată. Jingle bells, 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 jingle bells
leng. Misfortune city slut. We got into a thrifted bank, and then we got upset. Este o onoare pentru liceul nostru. Vă mulțumim mult, sănătate și la anul vă așteptăm. Mulțumim frumos! Văd că muzicienii s-au pregătit pentru sărbare. Horia, tu cu ce ne mai surprinzi? Moșule, ca teatrolog, i-am urmărit cu maximă atenție și-au repetat conștiincios viflaimul, și-au învățat replicile și și-au găsit chiar și personajul preferat. Hai, Andrei! Andrei, îți pot spune care este personajul preferat din Flying și de ce? Personajul meu preferat este Îngerul, deoarece ne dă sfaturi bune și are grijă de noi. Mulțumesc! Haideți să retrăim primul Crăciun! Ești? De unde vii? A cui calul ați? Eu sunt Baltazar, rege, nu tâlhar, și la Babilon este al meu tron. De adevărat că ești împărat. Ce cauți pe drum la ceasul de acum? Astă noapte în vis, cerul s-a deschis și am văzut o stea pe care scria în cruce frumos Iisus Hristos. Neștiind aste semne ce puteau să însemne, plecai după stea, poate o voi afla. Dar tu cine ești care mă oprești? Eu sunt Craiul Melchior, împărat și vrăjitor și mag foarte învățat, ce dă tuturor asfat și care citește în stele faptele bune și rele. Visul tău mi se pare tare ciudat, ceva la fel mi s-a întâmplat. Am priceput atunci îndat că s-a născut un împărat, puternic, sfânt și înțelept, ocrotitor al celui drept. Am pus deci smirnă într-un ulcior și luai cărarea la picior, să-l caut și să-l găsesc, să mă închin lui și să-l cinstesc. Ochii mei parcă s-au deschis, cred că ne potrivim în vis. Steaua ce ni se arată sus e semn că s-a născut Iisus. Nu vrei să mergi atunci cu mine să-l găsim? Ba vreau. Dar ia stai, cine vine? V-am ascultat vorbind. Mă iartă, și eu sunt rege, dar de șatră, și alerg cerșind din poartă în poartă, că sărăcia nu mă iartă. Însă când v-am auzit, gândul mi s-a limpezit și din graiul vostru ales, semnul sfânt am înțeles, că undeva pe lume s-a născut anume un mândru fecior, Domn Mântuitor, care s-a întrupat astăzi minunat și pentru sărac
și pentru bogat. Dar aici un cui pe care vi-l spui, ca să-i mântuiască, au să-l răstignească. Păi, dar cum se poate? Vorbești fără șir, cum poate fi pruncul rege și martir? Asta e o minune ce nu vă pot spune, dar hai să-l căutăm, poate că aflăm. Uite, steaua s-a mișcat! Parcă s-a și apropiat! Uite steaua, ce mai stea, hai de grabă după ea! Irodiadă, Irodie, cine face atâta gălăgie? Împărat. Cine să fie oare? Cine? Nu ești tu regele? Nu se cuvine să închine toți întâi la tine? Ce alt împărat s-a născut? De unde vine? Aduceți-i de grabă, vreau să știu cu ce fel de treabă au venit și cine vrea să fie stăpân la mine în împărăție. Iată-i! Trei crai de la răsărit care până aici ați venit. Sunteți chipuri pământești sau năluci mari îngerești? Spuneți-mi ce căutați și încotro vă îndreptați. Am plecat din Asiria, Perdida, Etiopia, ca să-l aflăm pe Mesia, cel prezis de Eremia. Semn în cer s-a arătat că se naște un împărat. Eu sunt Irod împărat și aici al meu palat. Domnesc în țara peste care am fost așezat și cred în zeii pe care am apucat. În zeii zeilor, ai fariseilor, ai cărturarilor și ai saducheilor. Dacă în pasul vostru nu e viclenie, împăratul căutat sunt eu și trebuie să vă închinați mie. Prealuminate împărate, și noi suntem stăpânitori de gloate, dar dacă prorociile își au toate tăriile, noul împărat e un prunc neștiut și pe el vrem să-l aflăm. Ce mă tot amăgiți cu prorocia? Una știu că sunt singur împărat aici și că ea mea toată moșia pe care a scălcat în lung și în lat, vorbind fără de cuvință de lucruri despre care n-aveți știință. Pentru asemenea știință mai trebuie și credință. De ce semne și de ce știință vorbiți? Eu știu ce am apucat și degeaba încercat să mă zăpăciți cu vorbe pe care numai voi le ghiciți. Regele în văzul tuturor e uns. De ce asta regele vostru ascuns? Una să știți, eu apăr ce am preluat și dacă veți ridica alt împărat, aflați că a mea urgie îl va lovi cu strășnicie. Chiar de vei cuteza, să știi că e greu să te împotrivești lui Dumnezeu. Soldați înarmați de grabă îi lași în temniță să-i băgați. Ce semne ciudate! Magii ăștia umblă cu puteri necurate. Dar dacă vor fi având dreptate, ei în temniță pot pieri și împăratul nou tot se va ivi. Împărate prealuminate, ascultă-mă, fă bunătate și cu puțină viclenie poți afla mai mult decât cu strășnicie. Voi zeii zeilor și fariseilor și cărturarilor, care căutați în stele și vă amestecați în treburile mele, dacă ce spuneți voi adevărat și dacă s-a născut un împărat, căutați-l și dacă îl găsiți și pe mine să mă vestiți, că vreau și eu să vin la el să îi mă închin. Soldați înarmați, de grabă să-i urmați și în orice casă se vor duce, faceți pe ușe câte o cruce, la noapte, pe întuneric, peste tot intrați și toți puncii mai mici de un an îi înjunghiați. Plecați, marș, executați! Acum cu toată știința lor, tot eu voi rămâne stăpânitor. Oare mai avem mult de umblat până să aflăm palumii împărat? De când am fost plecați de la Irod, n-a rămas necercetat un colț de pod. Dar steaua de sub nor nu vrea să iasă și noi degeaba umblăm din casă în casă. Voi trei crai de la răsărit ce spre stea ați călătorit, pruncul atât a căutat, nu s-a născut într-un palat. Cel ce va scăpa lumea de nevoi s-a născut într-un staul printre boi. În jurul lui, păstor și îngercând. Domnului slavă, pace pe pământ. Stăpâne, eu sunt craiul Baltazar și ți-am adus un bulgăre în dar. Scos din pământ, dar fața-i lucitoare, pare că fură razele de soare. Eu smirnă ți-am adus. Și eu tămâie, fie ca mirosul ei bun să te mângâie. Trei crai de la răsărit care bine ați venit, întoarceți-vă acum, însă luați-o pe alt drum, pentru că Irod împărat a pus gând rău pruncului minunat.
iar tu, Iosive și Marie, fiți gata de călătorie. Puneți pruncul pe o asină și fugiți în țară străină. Soldați fără minte, ce ați făcut urma celor trei crai de azi pierduți? Stăpâne, noi porunca ți-am ascultat și pe toți copiii din țară i-am înjunghiat. Dar pe magi am căutat în zadar. Dumnezeu a scăpat pe cel cu har. Un înger a șters urmele lui să-l prindă cu putință n-a fost nimănui. Acum el e neghipe departe și un pustiu de el ne desparte. Așadar e viu, împăratul viu. Ce să-mi fac să-mi scap tronul? Nu mai știu. Ajutați-mă, ajutați-mă, ostași. Am ajuns în zadar un ucigaș. Noi nu-ți mai putem ajuta cu nimic. Noi te putem apăra de inamic. Dar de cugetul tău nu putem să te apărăm nici dacă vrem. Irodiată, vină tu în ajutor. Simt că ard, că mă prăpădesc, că mor. Eu nu am nicio putere să te ajut. Ai rămas singur cu răul pe care l-ai făcut. Vai de mine, vai ce viață amară. De acum nu mai pot privi afară fără să auzi țipetele celor înjunghiați. Astupați-mi, regle, astupați. De acum nu voi mai putea găsi somnul. Așa e dacă ai mânia pe Domnul. El singur te mai poate ajuta. Și numai dacă te căiești de fapta ta. Când lumea se va mântui prin jertfa lui, Domnul va șterge lacrima oricui. Iar vaetele pruncilor spre cer se vor preface în cântece de ler. Doamne, credeam că rostul pe pământ este să apăr vechiul legământ. Orbit am fost să nu vă slava ta. N-am drept la milă, fie voia ta. Iar voi care astă seara ascultați, de la ce vedeți acum pildă să luați. Voia lui Dumnezeu în toate să împliniți, dacă voi să trăiți fericiți. Îți dai seama ce-am făcut? Ce faci, telefonista 13? Emoții? Să dai mai tare, ok? Aveți nevoie de ceva? Bun. Eu te simt în cer. Moșule, mai avem ceva de adăugat la capitolul comunicare teatrală. Ți-am trimis un mail. Da, mi-ai scris ceva în ultimul mail despre asta, dar nu l-am putut deschide. Zău, îți scrisese ceva despre o comedie. Noroc că am salvat un fișier video pe care îl vedem chiar acum. Ileana, ce întâmplare amuzantă îți vine în minte de la repetiții? Întâmplări frumoase sunt la fiecare repetiție, dar cred că una dintre cele mai amuzante întâmplări a fost atunci când am făcut jocuri de improvizație, ne-am și îmbunătățit jocul scenic și ne-am distrat și foarte tare. Și Horia Druliac e mereu evenimentul amuzant de repetițiilor. Mulțumesc! În absența mijloacelor de comunicare electronică, să apelăm la vechile servicii poștale. Trupa Artfel, îndrumată de domnul profesor Nelu Morar, ne va arăta cum se trimite o telegramă.
Am să-i trimit o telegramă de Crăciun lui Edith. Da. Aici telefonista 13, ascult. Bună seara, domnișoară. Aș dori să trimit o telegramă. Loco? Cum adică loco? Loco sau în provincie? A, la Târgoviște. Strada? Strada Rămurele. N-am înțeles. Rămurele. Nu, vă rog să repetați. Știți, ca în poezie... Somnoroase păsărele pe la cuiburi se adună, se ascund în rămurele, noapte bună. Strada Păsărele, numărul? Nu, Duduie, Rămurele. Murele, numărul? Numărul 25. Codul? Nu știu. N-am înțeles. Nu știu. Vreți să faceți economie de cuvinte? Da, de unde? Nu. Numele. Edith. Cum ați spus? Edith, ca Piaf. Ce, nu vă place numele? Eu îl ador. Spuneți, vă rog, pe litere. Edith, E de la Europa, D de la Dâmbovița, I de la India și T de la Timiș. Timișul de jos sau Timișul de sus? Indiferent. Bine, atunci Edith de la Timișul de jos. A, nu, Edith de la Târgoviște. Tot una. Cum să fie tot una? Eu iubesc pe Edith de la Târgoviște. Bine, atunci cu T de la Târgoviște. Exact. Și mai cum? Ce mai cum? Edith și mai cum? A, Edith Popescu. Cu P de la... Edith Popescu, da. Dictați textul. Da. Draga mea, dragă. Draga mea și dragă. N-ar fi mai bine dragele mele? A, nu. Sub nicio formă, scrieți cum vă spun eu. Bine, cum doriți dumneavoastră. Da, deci, draga mea, dragă. Draga mea, dragă, de două ori. Nu, Duduie, o singură dată. Mai departe. Da. Ascult, marea, te iubesc. Ascult, marea, te iubesc. Să știți că mai așteptă și alți abonați. Da. Orașul e pustiu de când tu ai plecat. Statuia așteaptă în același loc. Orașul e pus... stați un moment. De când... dar cine așteaptă? Statuia. Aștept ca o statuie. Nu, Duduie, nu eu aștept, statuia așteaptă. Păi stați un pic. Dacă nu așteptați dumneavoastră, de ce îi mai scrieți, nu? Ei, asta mă privește personal. Da, mă rog. E o metaforă. Statuia așteaptă ca o metaforă. Nu, Duduie. E o metaforă, v-am spus dumneavoastră. Nu trebuie să-mi scrieți în telegramă. Păi mie nu trebuie să-mi spuneți nimic. Spuneți-i lui Edith. Asta și fac. Da. Deci scrieți. Orașul e pustiu de când tu ai plecat, statuia așteaptă în același loc. Ca o statuie în același loc. Mai departe... Ovidiu mă privește. Ovidiu... Ovidiu și mai cum? Publius Naso. Dictat!
ascultați pe litere. Publius Naso, cu P de la papanaș, U de la uf, B de la borcan. De la curcan? De la borcan. Ah, borcan. L, nu știu, de unde-i L? L e de la Lollobrigida. Da, da. Mai departe, I de la... Da, da, Publius Nas. Naso. Naso, e corect? Corect. Da. Mă privește... Păi s-a spus puțin, dacă mă privește pe dumneavoastră. Eu cum scriu aici în telegramă? Da, scrieți așa: Ovidiu mă privește. Mă privește. Te iubesc, te iubesc, te iubesc. De trei ori te iubesc? Da, Duduie. Dar să știți că este 50 de bani cuvântul. Da, știu. Și tarif redus. E numai până la 11 cuvinte. Știu și asta. Ba, chiar vă rog să mai puneți de încă două ori te iubesc. În locul dumneavoastră, i-aș fi trimis o cutie cu bomboane. Telefonistă 13, dacă nu scrieți cum vă spun eu și dacă nu mai adăugați de încă două ori te iubesc, să știți că vă fac reclamație. Iubesc? Iubesc. Emilian. Aceasta este semnătura? Da. Da. Să vă recitesc textul. Draga mea, drag o singură dată, ascult marea, te iubesc. Orașul e pustiu de când tu ai plecat, dar statuia așteaptă ca o statuie. Ovidius Publius Naso mă privește în același loc. Te iubesc, te iubesc, te iubesc, plus încă două ori te iubesc. Emilian. Mulțumesc. Face 23 de lei și 50 de bani. Dar să știți, tot mai metaforă era o cutie cu bomboane. Tudor, n-o să-ți vină să crezi, dar am primit o telegramă. Problema este că e în limba franceză, pe care n-am mai vorbit-o de mult. Mă poți ajuta? Bien sûr, Papa Noel. Ia să vedem despre ce e vorba. Nous vous remercions pour l'invitation, stop. Nous viendrons sûrement, stop. Nous vous apportons les traditions françaises, stop. Les troubadours. Ai nevoie să-ți traduc? Da, te rog. Vă mulțumim pentru invitație, vom veni cu siguranță și vă vom aduce tradițiile franceze, semnătura telegramei trubadurii. Invităm alături de noi pe membrii grupului Le Trubadur, conduși de, de domnul profesor Aurel Mantaro.
Madurii vă prezint în această seară două colinde din secolul XVI în limba franceză.
Moșule, le-ai adus șaguniștilor magia instrumentelor a teatrului, dar nu poți pleca fără să le arăți cel mai important lucru și anume magia timpului. Așa este, Raul, ai dreptate. Când cântă minisatul, clipa se eternizează, exact ca atunci când străbat pământul în lung și în lat în noaptea de Crăciun. Thank you.
greu. Merge? Mulțumim tare mult. Cineva, că e foarte greu. E foarte greu. Ce faci pe acolo? Hai. Mulțumim mult. Am ajuns la capătul spectacolului. Trebuie să mulțumim într-o anumită ordine celor de la Teleas și i-aș invita aici. Prezentatorilor, domnilor profesori care s-au implicat în această activitate, și colegului care a îmbinat toate aceste momente cu multe ore de repetiții, cu multe zile. Îi mulțumim doamnei profesoare Ioana Enescu, vă rog să o aplaudați. Aplauze la greu. Înainte să încheiem, am dorit să mulțumim sponsorilor noștri, fără de care n-ar fi fost posibilă această sărbare, Asociația de Părinți Ioan Popazu și SECERAP Confectionery SRL. Mulțumim! Mulțumim mult! Stimați străbunici, bunici și părinți, vă felicităm pentru educația dată copiilor, nepoților, strănepoților anul acesta. Vă urăm sănătate și să aveți un an și mai bun decât anul acesta. Dragi elevi, anul acesta a fost bun pentru voi, spre foarte bun. Dacă a fost bun pentru voi, a fost foarte bun și pentru noi. Dorim un an și mai bun decât acesta și vă așteptăm cu drag după vacanță, cu forțe proaspete la școală. La mulți ani!